E bine, doamnelor și domnilor, acum urmează un pic de nostalgie, dacă vreți. Nostalgie pentru faptul că acum un an pe vremea asta, sau acum un an și o săptămână sau două, doamnele despre care, cu care ne întâlnim acum și cu alte prietene și cu alți prieteni puteau să stea împreună. Era o gașcă nebună până când a venit acest COVID și lucrurile nu au mai fost la fel. Ele au o piesă foarte frumoasă împreună, dar și o mulțime de amintiri pentru că le iubiți foarte mult pe Luminița Angel și Nico! Bine te-am găsit! Bine, frumoaselor, doamnelor! Bine te-am găsit în casă nouă! Mulțumim foarte mult aici, uite, în casă nouă, abia vă așteptam. Tuturor! Nu știam cum să fac eu să chem așa două fete minunate, doamnelor. Poste fete actuale, doamne! Auzi, ești doamnă, fată, mă înțelegi? Așa, ești... da, fată! Auzi, fată, sunt... ești doamnă, da? Da, fată, lasă-mă, fată, ce vrei, fată! Da, mi-era dor să vorbim și să fie atmosfera foarte tonică. Nico și Luminița, avem niște fotografii absolut mortale și m-am gândit să fie, să vorbim sub semnul faptului că, uitându-ne la aceste fotografii și văzând gașca asta, uite, avem aici și cu Marcel și cu Gabi. Deci, cu Vlad Miriță, cu Zoli, Marcel Pavel, pe Marcel l-am văzut. Deci, ideea este că... Monica, Gabriel... Astea sunt vremurile în care puteam să stăm relaxați. Și vreau să-mi povestiți, uite-și pe Monica, povestiți despre năzbâtiile, despre momentele frumoase, momentele frumoase ale prieteniei voastre și momente pe care le-ați trăit împreună. Pentru că am avut și cu cine, pentru întotdeauna motorul acestor grupuri frumoase a fost Andrei Tudor, pentru că întotdeauna tot ceea ce se întâmpla la nivel înalt eram noi. Da, gașca, veselă, gașca, adevărul că, într-adevăr, chiar au fost momente frumoase. Dar astea sunt pozele, să știi că cel mai bine și-au ce ia aminte de unde... Da. Luminița e furnizorul de fotografii, sunt, ca da, le-a găsit foarte repede. Și Luminița le are de la soț, care el este un berbec de la Tipicar, care știe... Mulțumim pe această cale așa, soțul. Soțul, Dumnezeu, care le are pe nume, dacă dai Nico Pac, apare... Bravo. Deci frumos. Să-l pop de-o partea mea, dar de departe, frumos, așa. Ca un om care știe ce trebuie. Gașca veselă. De ce gașca veselă? Ce pentru făcea? Că se râdea foarte mult, pentru că suntem oameni veseli toți și foarte plini de bună dispoziție. Tu știi că ne-ai cunoscut de-a lungul anilor. Suntem prieteni care ne sprijinim și la bine și la rău și care ne distrăm foarte tare și în afara scenei, dar și în culise. Oamenii ne-au luat ca atare, noi fiind cam pe aceleași scene tot timpul, ani de zile, și outdoor, și indoor, și la televiziuni, în emisiuni, chemați tot împreună. Cam așa ne percep toți. Adică când zici Luminița Angel, zici și Monica Angel, și Marcel Pavel, zici și Vlad Miriță, și Nico. Bine, voi aveți un cusur împreună. Toți aveți voci senzaționale și atunci când vrei să faci un spectacol, chem linia ca să fie bine. Ca să... Slavă cerului, da. Ca să iasă. Ca să iasă, e adevărat că acum nu mai, din păcate, nu din mai sunt. Din păcate, nu. Și ne este foarte dor și ne este foarte teamă că nu va fi nici prea curând momentul în care ne vom urca din nou cu toții pe scenă. Și când spune este foarte dor, nu spun că ne este dor pentru că nu avem din ce trăi, așa cum s-a perceput la un moment dat strigătul nostru de disperare pe Facebook. Când am scris că arta este o meserie și că trebuie ca toate meseriile și ea efectuată. Exact. N-am spus-o pentru că ne plângem de bani, am spus-o pentru că așa respirăm noi, așa știm noi să trăim, așa vibrăm noi ca oameni. În tot acest timp, un an și ceva de când n-a mai cântat niciunul din noi pe o scenă foarte mare, noi am murit încet. Pentru că evenimentele sunt online, n-au nicio legătură cu cele față în față cu publicul, sunt foarte puține, din ce în ce mai puține, și disperarea din ce în ce mai mare. Da, noi pornim pe veselie, dar în momentul în care te uiți la imaginile astea, îți dai seama că atunci era viața așa cum trebuie să o aibă un artist și cu tot ceea ce se întâmplă în culise. În culise e cineva care face glume, farse, e cineva responsabil cu ghidușiile? Noi suntem toți foarte spontani în a face glume. Marcel Pavel este, cum bine știi, plin de umor. Monica, la fel, este o sursă de umor fără baterii stricate sau defecte. Exact. Și Ionel. Deci Ionel întotdeauna. Și Ionel și Andrei, gașca. Da. O secundă, că avem pe cineva la telefon. Bună seara, bună ziua, alo. Și... Alo? Alo, da. Monica, cred că e. Măi, dar chiar așa ceva de cuvântul meu de onoare, dar așa ceva este inadmisibil, dragă, dar cum
mine, dragă! Da, Moni! Moni, dar ești aici cu noi în poze! N-am ratat o poză în care să nu fii! Ești peste tot cu noi! Fată! Fată-ne! E dor de tine, fată! Fată, și mie mi-e dor de voi, fată, să trecem o dată de COVID-ul ăsta! Haide-mi, fată, să ne mai vedem și noi, fată! Din ariel de COVID-el să fie! Mă, suntem atât de ocupați cu COVID-ul ăsta, că nu mai avem! COVID-ul ăsta și să ducem undeva în pustietăți și să rămânem acolo, dragă! Nu, venim la tine, e cel mai bine! Păi, dar lasă că voi luați COVID-ul, n-auzi că trebuie să-l ducem, asta zice! Nu vă supărați! Doamna, unde se duce în COVID-ul ăsta? Văd că îl mângâiați, așa ziceți COVID-ul, dar parcă ar fi ceva simpatic. Pe Marte, pe planetă, pe auzi, altă planetă. Auzi, acolo, pe Marte, la roverele și facile acolo. Ce zici, putem... Nu, Cristina, am zis să-l alint pe COVID-ul ăsta, că poate dacă l-ar alintăm, pleacă. Aha, crezi că dacă te porți frumos cu el o taie, la asta te referi, Mă gândesc că da. Da, bine, el nu pare să ia cu frumosul pe nimeni, nu știu de ce ne-am ocupat noi așa frumos de el. Dar chiar așa... Păi cum ai putea să spui, Cristi? Moni, tu te vezi la televizor? Da, eu mă văd și pe mine acolo între voi două, îl văd așa. Și pe Cristi și pe așa. Voi, mă văd normal. Nu că se uită la noi. E clară situația, da. Ia uite. Ești înconjurată de dragoste, Monica. Super tare. Da, Monica, uite, motivul pentru care m-am gândit să fii și tu, să ne înțelegem. Nu o vedem pe Monica prin Skype, pentru că Aviva are lecții de pian și gata, frate. Deci acum Skype-ul e acolo. Da, ce lecții de pian? Îți dai seama cât de greu să faci pian pe Zoom sau pe Skype. Nu e bine deloc. E noaptea minții, pur și simplu. Dați-vă seama ce se întâmplă. Dar m-am gândit că să fiți împreună, pentru că eram sigur că se naște treaba. Îl pupăm pe Aviv. De România, mulțumim frumos! Ce facem, mă, Monica? Uite-te și tu! Și vă îmbrățișăm cu toată dragostea și tot dorul și toată iubirea. Exact. Uite, ne uităm la fotografiile astea și cred că vă e dor cumva de toate momentele în care, uite, erați... Astea sunt 20 ceva de poze, dar mai avem o grămadă, deci... Tu nu mi-ai dat nicio poză, rumița mi-a dat, mulțumim soțului. Da. Pentru că ea a zis că nu mai trimite nimic, am trimis eu 20 ceva de poze și sunt aceleași. Da, m-am ocupat, ce să fac acum? E adevărat. Da, și ea s-a ocupat mai repede pentru că l-a avut pe soțul. Da, mi se pare corect. Monica, dă-mi și mie un exemplu de ceea ce se întâmpla și Doamne ajută să se mai întâmple cu voi în culise în momentul în care vă veți vedea la un spectacol frumos, adevărat. Așa că Luminița a povestit, Nico e puțin mai sfioasă la poveștile astea. Nu, las pe tine, că văd că tu ești în vervă. Păi eu așa îmi propun să fiu în permanență în vervă. Păi așa cum spunea și Lumi și cum a amintit și Nico și cum știi și tu foarte bine de altfel, doar că evident că noi întâlnirile astea pe care le facem și pentru publicul telespectator. Ceea ce se întâmpla în afara scenei era extraordinar, pentru că noi de fiecare dată când ne întâlneam cu toții ne distram extraordinar de tare și asta contează până la urmă, știi? Să ne bucurăm unii de alții, să fim veseli și realmente să trăim fiecare clip așa la maxim și să ne bucurăm de acest dar care este, după părerea mea, cel mai minunat dar al omenirii, viața. Ai dreptate. Asta ar trebui să se întâmple și cu siguranță că despre viața am vorbit și v-am vorbit, deși în ultima vreme este viața asta, să vorbim cu ea, dar e pusă la încercare. Da, care este, nu știu, există vreun moment în care ați fost toate trei, mă scuzați, împreună și ăla a fost, bă, concertul ăla, bă, ăla a fost o fază senzațională. Vă întreb pe toate trei pe rând. Luminița, care se pare că a fost momentul ăla? Da, a fost concertul nostru, avem și poze aici, din fața Ateneului Român. Monica, mă ajuți? Mai știi cum s-a chemat? Cum s-a intitulat? Divas, da. Așa, mi se pare corect. Am fost cele trei voci împreună cu Big Band-ul Radio și Orchestra Simfonică București. Dirijați atunci, cred că, de Ionel Tudor, la pian Andrei Tudor. Și s-a întâmplat acum 6 ani. Cred că 6 ani, cam da. Cam așa. Foarte frumos. A fost un concert extraordinar în care ne-am bucurat de prietenia noastră, de respectul reciproc, de admirația pe care o avem unele pentru celelalte. Adică în spatele acestei
meserii pe care o avem și a aprecierii publicului stau mai multe lucruri. Faptul că ne respectăm una pe cealaltă, faptul că ne admirăm, că ne cunoaștem valorile și valoarea profesională, și asta contează foarte mult, că atunci ne putem ajuta pe scenă și spectacolul este inevitabil senzațional. Bun, Nico, tot ăsta? Un moment de care ți-ai aduce aminte? Aș putea să spun că sunt mult mai multe în afară de acesta, dar nu știu dacă cel mai frumos a fost. Mie mi s-a părut cel mai frumos moment atunci când a participat la Cerbul de Aur, momentul în care fiecare a preluat piesa. Eu am preluat piesa Laurei Stoica, Nicolei, și Nicolae era pe scenă. Tu nu mai știu ce ai cântat, Monica la fel. Deci ăla a fost un eveniment excepțional, făcut de o altă televiziune. Da, și a fost senzațional, îți mai aduci aminte, da? Te referi la concertul cu Direcția 5 și... Da. Orchestra Sinfonică, orchestra, nu, Radio România Actualități, orchestra și cu Direcția București, 5, Direcția 5, da. Nu mai știu Iris, cine. Iris, da. Și era Orchestra Sinfonică din Brașov. Orchestra Sinfonică din Brașov, da, și erau foarte multe. Monica are undeva, cred că are un calculator, că ea își aduce aminte de pac. La voi! Are o memorie foarte bună, antrenată de Aviv. Da, e adevărat. Și încă ceva, dragele mele, dacă vă aduceți aminte de emisiunea de televiziune în care am fost invitate toate trei, la Iuliana Tudor, a fost o ediție specială de Crăciun și toate trei am fost invitate în acea ediție și a fost realmente fost o ediție de colegi. Exact. Uite, avem poze. Cred că avem poze. Avem de aici. Da, la un moment dat, luminița mea mi-a trimis un vraf de vreo 33 de poze. Cred că m-am desprezut. Dacă o fi uitat una, nu mă înjurați. Nu avem poze aici de la emisiunea despre care vorbește Moni. Avem într-adevăr de Crăciun. Se și vede. O secundă. Vreau să vă întreb cum vă întâlniți și o să vă întâlniți, nu prezentul e așa și așa, în afara scenei. Vă întâlniți la mese, vă cântați, vă distrați împreună. Cum vă distrați? Mai ales că voi, la zile doamnele Angel, erați surori, ca să zic aici. La petreceri ne întâlnim. La petreceri. Cum erau petreceri? Și cum o să fie? Repet, petrecerile voastre. Cine cum o să fie? Nu știm, dar cum erau minunate. Erau? Ce făceați? Erau pline, cântam. Aveam DJ, microfoane, boxe și cântam, dansam, făceam bășcălie, cum se spune pe românește, și râdeam foarte mult și ne bucuram de timpul nostru împreună și în afara scenei, da. Corect. De ce pot răspunsul să spun? E da. Același lucru. Dacă ai spus că sunt mai sfioasă, nu sunt sfioasă, eu nu pot să mă repet, îți dai seama, același lucru. Da. Dar îl aveam pe Marius cu noi de fiecare dată, că Marius era cel care prieten, Marius Văduva, și el venea cu microfoanele și spunea, băi, vrem, știa ce negative ne trebuie, adică aveam absolut tot. Super. A fost la o petrecere surpriză pentru Monica, habar n-a avut că soțul ei o aduce acolo, marginea unei piscine, a fost un pool party, așa, afară, în plină vară, pentru că e născută pe 1 iunie și eram o grămadă de oameni care o așteptau acolo. Ea era destul de bosumflată, că nu înțelegea de ce se trage de timp pe drum, de ce o încurcă atât de mult soțul ei în a merge unde își făcuse planul să meargă, și într-un final a adus-o acolo, unde eram toți prietenii ei apropiați și nu numai, și unde a ieșit o petrecere pe cinste. Am cântat, ne-am distrat, a fost minunat până noaptea târziu. Iar tu, Moni, ai arătat senzațional atunci. Da, ia zi, Moni, cum era, dragă? Ce ți-au făcut? Oamenii ăștia, ce ți-au făcut ție? Ce ți-au făcut? Păi ce să fac? Nu mai țin minte exact unde trebuia să mergem și mi-a zis soțul meu că stai că facem un ocol, hai că trecem pe la Dorin. Zic, băi, dar trebuie să ajungem în altă parte. Păi hai că uite că mâncăm, mergem un pic, a făcut niște pește. Zic, dar știi că eu nu mănânc pește, frate, lasă-mă cu peștele. Că eu nu mănânc pește, că eu nu știu să mănânc pește, înțelegi? Trebuie să n-ai de niciun firicel de oț. Adică cu ce-i faci pește lui de nu știi să-l mănânci? Cel mai mic firicel de oț, eu îl găsesc în orice fileuț, file ușor, cum vrei tu să-i spui. Da, corect, și țineai și dieta atunci, ții minte, că n-am mâncat mai nimic. Băi, dar haide-mă că uite, trebuie să ajungem nu știu unde, că el îmi spusese că mergem în altă parte, știi? Și eu mă pregătisem să mergem în altă parte. Și zice, da, haide să intrăm puțin. Zice, zic, hai, lasă, du-te tu, ia peștele. Păi nu, hai să-i zici și tu, bună, să așa, să pe dincolo. Dar stai un secundă. Când am intrat și am văzut pe toți acolo... Acolo a început treaba. Explică-mi și mie, exact. De ce zici că nu știi să mănânci pește? Că, adică fă și mie o schemă să înțeleg la ce te referi. Adică ce are peștele ăla de temcurcă? Oase multe. Oase. Ai oase multe. Așa. Păi nu toți peștii au oase multe, așa. Mai sunt unii care sunt mai binevoitori așa cu noi. Păi da, uite, de exemplu, ăsta este și motivul pentru care eu mănânc doar ton. Nu că fac fițe sau că mai știu eu ce.
Că pot să mănânc și o mămăligă cu, habar n-am, cu niște jumări, știi, și e foarte bună. Of. Sau untură pe pâine. Cam e bună, Suri. Și cu puțină sare și cu ceapă e belea, deci nu despre asta e vorba. Dar nu știu efectiv, adică fiecare ușor mic eu îl găsesc. Foarte tare. Bun. De anul trecut, dacă mi-aduc aminte și acum, cum apărea domnul Iohannes la televizor și spunea că gata, că o să fie, și în momentul ăla s-a stins becul pentru o perioadă. Acum să vedem dacă și săptămâna viitoare s-o mai stinge vreun bec, ceva cu carantine, chestii socotești. Vreau să vă întreb dacă v-ați mai văzut și cum v-ați mai văzut. Sau nu v-ați mai văzut? Eu cu Luminița ne-am mai văzut. Noi ne-am mai văzut la un prieten comun de-al nostru, da, Costia Zoiței, tatuator renumit, în găști destul de restrânse, da, unde am și muncit de altfel, că am tras niște voci pentru o piesă scrisă și cântată de solistul trupei Cargo. Ne-am văzut în acest context și nu numai, dar niciodată așa găștile mari de artiști cum eram înainte, că n-avem unde și nu ni se mai permite și atunci... Corect. Și suntem și foarte precauți pentru că avem copii, avem familii, Moni are și ea părinți în vârstă, trebuie să avem grijă de oameni de lângă noi și atunci trebuie să fim responsabili. Explicați-mi și mie totuși, voi două, ce treabă aveați voi cu tatuaj? Tu ai tatuaj, dar adică cred că cu Lumiță am povestit. Monica, tu te-ai tatuat? Nu, dar urmează. Eu nu m-am tatuat încă. Păi da, tu acolo erai, ca să zic așa, simpatizant, nu? Da, mie îmi plac foarte mult tatuajele, adică sunt foarte deschisă și voi știți lucrul ăsta, că eu sunt super mega open mind, n-am niciun fel de problemă de punctul ăsta de vedere. Dar știi, am vrut la un moment dat să-mi fac un tatuaj, doar că i-am zis lui Costi ce vreau să-mi fac și mi-a zis nu-ți fac. Ce vrei să-ți faci? Stai așa. Dar ce vrei să-ți faci? Vreau să-mi fac un cal care stă în două picioare, să-mi-l fac pe burtă și să aibă aripi, păi și aripile să vină până în spate, să mă cuprindă și aripile să se transforme în două palme. Mamă, nene! Palme să fie chipul lui Aviv. Și mi-a zis, nu-ți fac. Îți dai seama câte ore ar fi durat, da? Auzi, dar matale, chiar îți doreai o chestie complicată, după aceea trebuia să faci shooting, că erai rockstar. Auzi, sună foarte interesant, dar asta, apropo de simpatizat, mi-aduc aminte că soțul Lizei Panait, Viorel, la un moment dat stăteau de vorbă cu maestru Gheorghe Dinică și toată lumea povestea de băutură, face, drege, domnul Dinică nu spunea nimic, că el îți dai seama la ce trăiesc. Și la un moment dat vine Viorel și spune, domnul Dinică, știți că am băut și eu, am făcut bine, erau chestii, și la un moment domnul Dinică se uite, domnul Viorel, mata, sunteți simpatizant, ca să zic așa, nu sunteți, adică nu te supăra, dacă voi vorbește cu categoria grea, adică oamenii aveau lucruri foarte frumoase. Nu, dar problema este că Monica trăiește printre persoane tatuate și în familia ei. Ea are un frate care are tatuaje, are un soț care are tatuaje, are prieteni care au tatuaje, ține foarte mult de acest prieten al nostru tatuator celebru în România, așa că nu cred că o să scape. Aha! Râde! Nu fac eu înaintea ei. Râde, dar lucrurile se pare că merg într-o anumită direcție. Uite, am aflat, de exemplu, că soțul tău are tatuaj, lucru pe care nu-l știam, ca să zic așa. Păi nu s-a întâmplat de mult timp. De acum cât timp s-a întâmplat Lumică, nici nu mai știu. Nu știu, dar ai postat o poză cu el foarte, foarte frumoasă și foarte sexy, așa, la un moment dat. Nu de mult, de cred că anul trecut sau de câteva luni. Nu, a fost de Revelion am făcut-o. A fost de Revelion și se vedeau și brațele lui în poză. Da, foarte frumoasă poză, da. Foarte mult Costi la acea poză. Bine, e adevărat că dacă ați văzut brațele soțului Monica, e mare lucru, pentru că el este un timp foarte discret și o să fie discret acum și pururea și în vecii vecilor. Dacă ați primit poză cu brațele, să fiți mulțumiți, că altceva nu o să mai primiți, că ei sunt foarte... Da. Dar învârtindu-ne și în această lume care este legată de rock și de motocicliști, n-avem cum să scăpăm. Așa este. Ei sunt influencerii noștri, ca să zicem așa, că tot se poartă, da. Da, foarte bun. Fetele, după cum vedeți, cumva am făcut acum și poate cumva asta ne-am și dorit, să se întâlnească cumva și să se bucure cumva măcar de acest moment chiar de departe. Nico și Luminița au ceva în comun. Am stabilit și ziua în care o să vină Monica aici și nu e păcăleală, o să vedeți. Așa că, ce să zic? Și mie mi-e foarte dor de o seară. Am filmat la un moment dat cu Marcel și toată familia lui Marcel, e o familie de cântăreți. Și am filmat la Câmpulung. Și era cu toată lumea acolo. Era cu fratele, era cu sora.
trebuia să plec la București, nu știu ce mi-a fi trebuit, că oamenii stăteau acolo, mâncare era bună, deci nu vă explic ce înseamnă să fiți între ei, pentru că ei sunt absolut extraordinari și pe scenă și în afară. Doamnelor, vă rog acum în direct să vă mai pupați un pic, că după aceea avem aici două voci care trebuie puse. Te pupăm, Suri, să ne vedem cu bine! Draga mea! Draga vă pup și vă iubesc și vă prețuiesc. Sunteți frumoase, minunate și abia aștept să vă strâng în brațe. Și noi. Și urmează o piesă împreună, că așa a fost cererea. Pe televiziunea națională, într-o dimineață, a fost cerere cu toate trei. Așa că n-ai ce să faci. Facem, abia aștept. Facem, neapărat. Foarte. Te pupăm cu drag. Te pupăm, Moni. Da. Vă iubesc. Ba. Te pup, Cristi, că noi. Mulțumesc. Și la fel. Și celui mic. Ne vedem cum am stabilit. Da, dar rămâne cum am stabilit. Tudor acum filmează toată emisiunea, că este fanul meu numărul 1. În orice caz, dacă trimiți COVID-ul ăla undeva, să ne spui și nouă, să ne mai dăm și noi drumul la, să mai dăm drumul la câini, da? Nu pot să zic la televizor. Așa. Breaking news o să fie. E... Ăsta ar trebui să fie spiritul, stimați telespectatori, și asta ar fi foarte bine. Piesa, cum este, să vorbim acum despre ea, după care o să... Pupăm pe Mihai, care se uită, bineînțeles. Ne întreba mai devreme, hai când intrați. A, și a zis că se uită și la tine, să nu uiți, da, să normal, spun că se uită de 18 ori la tine. Nu știu la ce s-a referit. Ai avut atâtea emisiuni până acum? Nu, cred că se uită și la reloare. A, cred că de asta, da. Te pupăm, Mihai! Mihai Alexandru? Sau? Mihai Alexandru, da. Fratele nostru, pupăm, da, cu drag. Te așteptăm și pe tine, Mihai, găsim noi o cale, o treabă, o chestie. Doamnelor, vă invit frumos.